Organizația Mondială a Sănătății este o instituție specializată a Națiunilor Unite, care a fost creată la 22 iulie 1946 cu sediul la Geneva. Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată pentru prima dată în anul 1950. Tema generală sub care se desfășoară Ziua Mondială a Sănătății este acoperire universală de sănătate, toată lumea, pretutindeni. Acoperirea universală cu servicii de sănătate fiind obiectivul principal al Organizației Mondiale a Sănătății. Acest obiectiv vizează asigurarea accesului tuturor persoanelor la serviciile de sănătate de care au nevoie atunci când au nevoie de ele, chiar în inima comunității, fără a suferi greutăți financiare. Acoperirea universală cu servicii de sănătate include întregul spectru de servicii de sănătate esențiale, de calitate, de la promovarea sănătății până la prevenire, tratament, reabilitare și îngrijire paliativă. Protejarea oamenilor de consecințe financiare ale plății pentru serviciile de sănătate din propriile lor buzunare reduce riscul ca oamenii să fie împinși în sărăcie în urma unei îmbolnăviri neașteptate, care determină să-și utilizeze economiile sau să facă împrumuturi, ceea ce le poate distruge viitorul atât al lor cât și al copiilor lor. O sănătate bună permite copiilor să învețe și adulților să asigure un trai decent, ajută oamenii să scape de sărăcie și oferă o bază importantă pentru dezvoltarea economică pe termen lung. Progrese au fost înregistrate în țări din toate regiunile lumii. Însă, milioane de oameni încă nu au deloc acces la sistemul de sănătate. Alte milioane sunt obligate să aleagă între sănătate și alte cheltuieli zilnice, precum hrana, îmbrăcămintea și chiar găsirea unei locuințe. Realizarea UHC este una dintre țintele țărilor lumii stabilite la adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în 2015. Organizația Mondială a Sănătății recunoaște rolul important pe care profesioniștii din domeniul sănătății îl pot juca ajutând factorii de decizie de a identifica nevoile oamenilor în ceea ce privește îngrijirea, în special la nivelul asistenței medicale primare. Campania pentru Ziua Mondială a Sănătății oferă de asemenea o oportunitate pentru Ministrii Sănătății și ceilalți factori de decizie guvernamentali să se angajeze să ia măsuri pentru a elimina lipsurile în ceea ce privește acoperirea universală cu servicii de sănătate în țările lor, precum și pentru a evidenția progresele înregistrate deja. Vă cerem ajutorul cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății pentru a ne asigura că forța de muncă în ceea ce privește moașele și asistenții medicali este suficient de puternică pentru ca toată lumea, de oriunde din lume, să beneficieze de îngrijirea medicală de care are nevoie, a transmis Organizația Mondială a Sănătății.